alarmă falsă. Pe cum alarmă falsă? Ați constatat mirosul din scară? Am constatat mirosul și este un miros de tubulatură. Păi și? Eu ca și locatar intru în scară, vin acasă. Cum vi se pare? Nu știu, vă întreb ca idee. Inclusiv ce? Dacă vrei să mă filmezi, trebuie să-mi ceri acordul. Păi nu cer acordul nimănui ca să vă filmez. La poliție secția 3. O petiție către secția 3, pot să fie chemat și domnul. Este tubulatura, domnul a închis de mai bine de o jumătate de oră. Tubulatura nu se simte, e miros, dar este ceva de la un coș, până la urmă și când facem focul acasă, la fel același miros. Am înțeles. Și a scăpat. O seară frumoasă, serviciu ușor. Data viitoare am venit să sunat pe numărul secției, da? Nu, o să sun pe urgență, pentru că din punctul meu de vedere mi se pare o urgență. Dacă dumneavoastră ați locuit aici și ați intra în scara blocului și ați simțit un miros de fum unde locuiți copiii, o să ascultă, vedeți și noastră. Că nu a fost miros de fum, doar de la tubulatură, da? Vreți să intrăm în scara unde? Vedeți. Haideți, vă rog, aici. Etaj, urcați sus la etaj. Ce? Sus, urcați, mă arătați un etaj, că... Iese doar cum sau și la de ceva? Nu pot să-mi dau seama. M-am uitat prima oară la tablourile astea de la iluminator. Nu acolo, că acolo stau eu. Nu, aici stau eu, da. Mai sus. Nu, închide ușa cu ea. Uite, de aici se vede. Dar cel mai mult fum de gelat trebuia să se urce în sus, nu să coboare în jos, nu? Da. Sparge geamul. Dacă vrei, cer cheia de la etajul 1, de la vecinul. Sparge și gata. Sparge, te frumos. Asta este fum. Există o bucătărie, restaurant, ceva pe aici? Da, poți sufla chivare în jos. Ah, păi nu ales, de acolo miroase. Păi și cum intră la noi? Da, nu. Dacă vreți, vă desfac și aici apartamentul lui vecinul. Să vedeți dacă... Ăsta este burlanul de care vă povesteam mai devreme la telefon. A, uitați aici, scurgeri de grăsime. Și ține până sus. Aici au venit pompierii și au spart. Pare că nu interesează pe nimeni. Toată lumea spune că are relații. Are relații. Are nu și avocat, are nu știu ce. Hai să vin imediat.